Eu spun de un an și ceva de zile, le-am spus-o și colegilor mei, că când mi-am asumat aceste lucruri și în campania electorală și ulterior, știam ce mă așteaptă și știu ce mă așteaptă. Numai că eu nu vreau să plec ca prostul din această viață și din această funcție. Foarte simplu și vă spun pe românește ca la noi în Telorman. Adică vreau să duc această luptă până când sper că fiecare român și dumneavoastră și oricare din această țară să știe că poate avea încredere în justiție, chiar dacă nu 100%, nu în situația în care suntem. Nu vorbiți de faptul că e un președinte la Cotroceni care calcă în picioare Constituția, care trimite un consilier să amenințe un judecător constituțional, care a obținut case prin fals și care refuză să dea sute de mii înapoi la statul român. Nu vorbiți de faptul că s-au obținut denunțuri prin șantaj, prin amenințări. Nu vorbiți de faptul că au fost probe falsificate în dosare și că sunt oameni care stau în pușcărie degeaba și nevinovați, oameni care au ieșit din pușcărie și dovedit de CEDO că stau nevinovați. Aveți o problemă cu această obsesie. Eu nu am această problemă. Când am spus lucrul ăsta, am spus că s-ar putea să nu scap. Și nu cred că o să scap. Dar vreau măcar, când am terminat această funcție, să știu că am lăsat împreună cu colegii mei pe care îi felicit că rezistă la toate aceste mizerii, presiuni și amenințări, că lăsăm o țară mai bună. Asta este obiectivul nostru, și din punct de vedere al drepturilor și libertăților fundamentale, și din punct de vedere economic și social. Și eu cred că Dumnezeu ne va ajuta.